Creată în 1985, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor funcționează în cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava și asigură cursuri universitare și postuniversitare, structurate pe următoarele niveluri de formare: licență, masterat și doctorat. Misiunea Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor constă în realizarea la un nivel înalt de performanță a învățământului și cercetării științifice în domenii specifice în context național și internațional, răspunzând necesității de dezvoltare intelectuală, profesională și socială a individului și de progres a societății românești. Profesor universitar dr. Inginer Dan Milici, decanul acestei facultăți, a oferit mai multe detalii. Avem patru domenii cu o ofertă în pregătirea studiilor de doctorat. Avem și patru masterate pentru absolvenți de licență pe patru direcții, adică energetică, electronică, calculatoare și automatică. Dar aș vrea să pun un mare accent pe oferta de admitere la studii de licență, pentru că probabil asta este cea mai importantă și vizează direct probabil un număr foarte mare al celor care ne urmăresc. Bineînțeles că noi începem anul acesta exact ca în anul trecut, cu șapte programe de licență la admitere, dar ce aș vrea să subliniez este faptul că Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din Suceava pune accent pe noi programe. Noi am dezvoltat anul trecut patru programe noi de licență. Ne axăm în general pe meserii ale viitorului și pe ceea ce se va căuta în viitor în domeniul ingineriei și tehnologiilor. Ne axăm pe noile tehnologii și mai ales pe meserii de impact, care să aducă atât o satisfacție din punct de vedere financiar, dar și satisfacții în ceea ce fac viitorii noștri absolvenți. Și aici, bineînțeles, mă refer la programul de studii calculatoare, un program care este tradițional pentru facultatea noastră, dar aș continua cu programul de electronică. Continuăm cu programul de electronică aplicată, dar am inițiat în acest domeniu al electronicii un program nou de rețele de software și telecomunicații. Este un program axat pe viitoarele meserii care vor fi strâns legate de comunicații de absolut toate felurile, și am observat că am reușit să facem față așa cum am reușit noi să facem față pandemiei doar datorită acestor tehnologii informaționale noi și a telecomunicațiilor. Pe partea de energetică, pe lângă managementul energiei, am inițiat un program nou de energetică și tehnologii informaționale care sunt strâns legate de noile surse regenerabile de energie. Aici încercăm să pregătim specialiști în viitoarele meserii energetice legate de recuperarea energiei din energia solară sau eoliană, dar și gestiunea energiei la nivel de instituții, de comunități, de orașe și așa mai departe. Ar fi un program tradițional de sisteme electrice, un program mai vechi al facultății noastre, tradițional, spuneam, pentru că are o anumită evoluție și care este axat pe partea de acționări electrice, strâns legată de un alt program, cel de automatică și informatică aplicată, destinat în general liniilor de automatizare, a noilor industrie, a roboticii, și două programe noi. Este vorba de echipamente și sisteme medicale, un program căutat cumva în domeniul acesta medical, în principal pentru faptul că inginerii
în domeniul medical sunt foarte puțini la nivelul României. Avem cam probabil de 4-5 ori mai puține specialiști în spitale decât ingineri specialiști în spitale decât sunt în Occident. Suntem convinși acum că nu se mai poate face medicină fără echipamente medicale sofisticate, RMN, ecograf și așa mai departe. Toate echipamentele acestea sunt echipamente și foarte scumpe, dar și foarte complexe. Personalul medical care îl deservesc nu reușește să facă față și pentru întreținerea și depanarea lor. Deci există mare nevoie în momentul acesta de specialiști în echipamente și sisteme medicale, punând accentul și pe faptul că un astfel de specialist nu lucrează direct cu pacientul, deci nu se expune în mod direct, dar este de fapt persoana de lângă medic și în secțiile ATI și în absolut toate secțiile și inclusiv în clinici și în laboratoarele de analiză. Și bineînțeles, un ultim program pe care vreau să-l recomand celor care ne urmăresc este vorba de echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule. Din nou un program de viitor, pentru că se referă în principal la automobilul electric, dar este și primul program din țară care este axat pe automobilul electric și pe noile tehnologii din domeniul ingineriei autovehiculelor, adică mașina autonomă sau mașina fără șofer, partea automată de control al traficului și, bineînțeles, pe partea de ingineria autovehiculelor electrice și hibride, care, bineînțeles, au în momentul acesta o explozie la nivel național, dar, bineînțeles, partea de tehnicieni și ingineri lipsesc în zonă și nu numai în zona Sucevei, cred că în toată România. Deci acestea ar fi, de fapt, ofertele noastre. Ele se axează, în principal, pe meserii noi, pe meserii ale viitorului, pe meserii care vor fi căutate din ce în ce mai mult în viitorul apropiat. De asemenea, facultatea le pune la dispoziția studenților o serie de facilități. Deloc puține. Vorbim și de burse, de laboratoare performante. Ne-ați putea detalia puțin aceste facilități? Sigur, noi avem acum în construcție, universitatea are un nou corp de clădire unde vom avea 3 laboratoare moderne pentru noile programe de studii. Deja avem echipamentele achiziționate, urmează doar să finalizăm corpul de clădire. Vă vom invita să vizitați noile laboratoare imediat ce vor fi gata, probabil într-o lună, două. Bineînțeles că toți cei care vor fi admiși la licență pe domeniile propuse de facultatea noastră vor primi un laptop la admitere în momentul în care vor deveni studenții noștri, un laptop care îi va putea ajuta în activitatea didactică și nu numai. Acest laptop va avea și un card de date, deci inclusiv studenții vor avea și un abonament oferit de universitate de date mobile. În acest sens, dar bineînțeles că noi continuăm dezvoltarea laboratoarelor și vă invit să vedeți câteva din laboratoarele noastre. Am investit foarte mulți bani în ultimul timp în aceste laboratoare și am adus tot ce este mai nou în ele, în așa fel încât absolvenții noștri să fie strâns conectați cu tehnologiile care sunt folosite în momentul acesta în industrie, să-i putem pregăti ca cum trebuie și mai mult decât atât, oferim studenților în limita posibilităților locuri de cazare, știu eu, la un standard ridicat, spun eu. Oferim burse și cam unul din patru studenți primește un format de bursă. Sunt mai multe tipuri de burse, deci unul din patru studenți are acces la niște fonduri care să poată asigura până la urmă, știu eu, parcurgerea perioadei acesteia de studenție și în plus aș vrea să subliniez deschiderea tot mai mare pe care firmele o au către universitatea noastră. Avem colaborări cu toate marile firme din zonă și o grămadă de alte firme din țară. Colaborăm în ceea ce privește practica studenților, dar și în ceea ce privește dezvoltarea unor proiecte de diplomă cu aceste firme sau proiecte de cercetare pe care colegii mei le dezvoltă pentru aceste firme. Sunt doar câteva din facilități. Bineînțeles că există mult mai multe.
Aș vrea aici să subliniez și rolul pe care îl au organizațiile studențești care se... care se organizează și fac tot felul de acțiuni pentru studenți în facultatea noastră și pot să spun că au avut niște acțiuni foarte interesante. Ultima a fost strâns legată de ecologizarea orașului, dar sunt activități sportive, culturale, care au început din nou să prindă viață în campusul universității. Avem și posibilitatea de a sprijini studenții noștri în a participa la concursuri internaționale sau naționale pe probleme tehnice și inginerești și, bineînțeles, o gamă largă, o ofertă largă pentru burse Erasmus, în care studenții noștri pot să meargă să viziteze facultăți și universități similare cu a noastră din Europa. Referitor la admiterea din acest an, cam câte locuri ar fi pregătite pentru anul 2021? Noi avem peste 100 de locuri bugetate și 200 și ceva de locuri, peste 200 de locuri la cu taxă pentru licență, dar aș vrea să subliniez faptul că oferta noastră acoperă cu siguranță toată cererea din zonă pe domeniul programelor pe care le-am precizat și chiar dacă inițial sunt studenți care intră la cu taxă, majoritatea studenților, după un an de zile, trec la fără taxă pentru că încercăm să atragem locuri suplimentare și finanțări suplimentare. Mai mult decât atât, avem și o ofertă suplimentară pentru unele programe de studii care sunt de interes pentru industria românească, în așa fel încât primii 3 studenți care vor fi sub linie, deci sub locurile bugetate, chiar dacă sunt intrați la cu taxă, noi le asigurăm plata taxei din niște burse speciale, în așa fel încât primii 3 studenți sub linie să nu plătească taxa pe care ar trebui să o plătească, în așa fel încât să-i sprijinim să urmeze facultatea noastră. Sigur, în fiecare an ierarhia studenților se schimbă în așa fel încât un student care este inițial cu taxă, în funcție de rezultatele pe care le-a avut în anul anterior, poate să treacă la fără taxă dacă are rezultate mai bune decât a colegilor. Deci există competiția asta în care, cu siguranță, în fiecare an, studenții cei mai buni sunt cei care sunt scutiți de taxă, care sunt la buget și care, sper eu, le asigurăm condițiile să se dezvolte pe măsura opțiunilor. Domnule decan, pe final aș vrea să ne spuneți ce mesaj ați avea pentru absolvenții de liceu care poate încă nu s-au hotărât unde să urmeze studiile sau ce anume să facă pe viitor. Ce le-ați recomanda? Poate este un pic cam târziu, dar important este să-și dezvolte curiozitatea și să încerce să acceseze meserii de viitor. Este esențial să-și găsească o cale într-o zonă mai puțin bătătorită până acum. Noile meserii sau viitoarele, meseriile viitorului sunt meserii care sunt complet altfel abordate de comunitate și de mediul acesta ingineresc față de meseriile pe care le cunoșteam până acum. Energetica din ziua de astăzi este complet diferită de energetica anilor trecuți. Acum 20-30 de ani era altfel gândită energetica, altceva se studia la energetică. Acum observați că tehnologiile informatice au apărut ca intitulatura tuturor programelor de studiu, pentru că, până la urmă, calculatorul este un instrument care trebuie știut și stăpânit în absolut toate meseriile. Trebuie să înțelegem că trebuie să avem curajul de a accesa o meserie nouă, o meserie de care probabil nu știm încă foarte multe ca absolvent de liceu, dar care oferă o perspectivă în viitorul apropiat, pentru că inteligența artificială, tot ce înseamnă noile tehnologii informatice, comunicațiile, vor schimba complet societatea în care trăim și sunt convins că noi noștri absolvenții promoțiile viitoare vor fi cei care vor schimba lumea și vor schimba Suceava înspre bine, bineînțeles.